Salut, suntem ascunși și blibori, este un nou videoclip. Astăzi o să-l hackuim pe fratele meu 24 de ore în GTA 5. Dați, auziți bine, apăsați acum pe butonul de like să strângem 2-3 de like-uri în momentul de față pe like. Și după cum puteți observa, am cu mine un telefon care pot hackui orice în GTA 5. Dați, auziți bine, uite, de exemplu, pot hackui acea cameră de sus de acolo. Haide să o hackuim puțin, bun, ce? Pam, diga, mă văd acum în cameră pe mine, după cum puteți observa. Bro, tu vorbești serios? Ok, și mă pot mișca în timp ce sunt cameră, bro. What? Cum e posibil așa ceva? Cât de tare e asta, mă? Cu acest telefon putem hackui aproape orice, de la oprit mașinile, oprit străzile și așa mai departe. Mamă, o să fie o nebunie. Fratele meu se află acum la școală. Nu știu până la ce oră are astăzi. Până la ora 2, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem cât este ora. O, e aproape 1. Mai avem timp, nu-i problemă. Mă aflu aici cu Lamborghini-ul meu, bro. Yes, mă aflu cu un Lamborghini personalizat. Da, ți-au auzit bine, ceva de genul arată. Uitați-vă și voi ce scrie acolo. Amasico, sper să vă placă. Mie îmi place mașina asta la nebunie. Este un Lamborghini Aventador cu 3000 și ceva de cai putere, plus un motor V20. Da, ți-au auzit bine, mamă, cum am putut să o tunez. Am pus și aici logo-ul meu, ceva de genul. Mie îmi place cum arată, mai ales spatele. Uite, am pus acolo numărul de matriculare în Amasico. Oh, perfect. Bun, haideți să mergem acum numai decât, bro. Unde să mergem? Oh, mă scu... Tica, v-ați văd, da-s? Vreți mi-și fac așa, Namasico? Stop, străiești. Bro, de ce? Mi este închisă... He? Ah, stai, mă, că am închis-o, da, mă. Putem închide mașinile cu hack-ul pe care îl avem. Hai, dă-te jos, Namasico. Mă mai pot da jos sau ce se întâmplă? Oh my god, cred că m-am blocat înăuntru. Uitați-vă și voi. Nu mai pot ieși din mașină. What is this? Bun, haideți să o deschidem numai decât, bro, ca să putem intra cum trebuie. Ok, come on. Haideți să coborâm pe strada asta numai decât. Și dacă vă întrebați dacă am făcut strada, da, am făcut-o, bro. În sfârșit am putut să o fac cum era la loc. Am dat undeva la 20.000 de dolari, vreau să fac strada asta din nou. Și dacă vă întrebați, Amasico, ce am mai făcut în Los Santos? Nu aveți idei ce am mai făcut eu în Los Santos. Mi-am cumpărat un nou autohaus. Da, ați auzit bine, o să mergem acum să vă arăt cum arată noul meu autohaus în centrul orașului, da. Uite, să vă arăt unde mi l-am cumpărat. Undeva pe aici, nu mai știu care, cum se numea strada, mă. Strada Mureilor, cred, ceva de genul ăsta, numai că nu o găsesc, hă? Ai, 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 Masico, ai uitat strada, hă? Ok, telefonul este activat, noi avem activat hack-ul, dacă vă vine să credeți. Puh, deci noi putem bloca strada? Ia, na! Diga, vezi ce-mi-și fa... Oh my god, putem... Bloca strada, bro. Vă vine să credeți? No way, bro. Trebuie să o deblocăm la loc, deoarece dacă ne vede poliția, am merlit-o. Bro, putem schimba culoarea și de la semafoare, dacă vă vine să credeți. Uite, acolo e roșu. Haideți să o facem în verde. Sau? He? Bro. Oh my god, bro. Deci dacă ne vede FIB-ul că avem un telefon de genul cu hacking, adică putem hackui orice, ne închide 200 de ani, cred, la închisoare, dacă ne vede FIB-ul, ce facem. Bun, deci haideți să schimbăm puțin culoare de la semafor, mă. Chiar îți curios. O să mă dau aici puțin jos. Acolo avem un polițist. Uitați-vă și voi în dreapta, avem un polițist, mă. Cum să fac eu acum dacă polițistul ăla se află, uite, acolo? Îl vedeți, nu? Yo, se uită exact spre noi. Nu știu dacă ne vede, a? Are ochelari, ok, totul bine. Nu putem activa nimic acum. Putem exploda acel tablou de electricitate, mă. Ia, haideți să-l explodăm, ce? Mai cum, nu pot să cred. Bro, tu vorbește... Ne-a văzut poliția? Nu ne-a văzut. Sau a plecat, cred, nu? Unde a plecat, a? Na, aha, uite-l, de ce fuge polițistul? What the hell? S-a speriat, mă, dacă vă vine să credeți, sau? Nu știu ce s-a întâmplat. Ok, perfect. Deci, haideți să schimbăm puțin culoarea de la semafor, mă. Chiar sunt curios. Uite, acum e verde. Așteptăm să fie roșu și după o schimbăm numai decât. Noi facem legea în oraș astăzi, 24 de ore, numai decât. Vreau de-abia aștept să-l hecuiesc pe fratele meu, da, ți-au zis bine? S-a făcut roșie. Ia! Pa! Am făcut verde. L-am făcut verde. Numai că... Oh my god, cum accelerează tipul ăla, bro, ai roșu acum în momentul de față. Oh my god, cum a plecat. Tipul asta, vă, că are un telefon cu ea. Două secunde, ce îi putem face, bro? Îi putem exploda telefonul în mână. Uitați-vă și voi. Ce? Pam! Nu cred, a murit, rip. Mă scuzi, oh my god, bro. Bro, i-am explodat telefonul la mână, dacă vă vine să credeți. Bro, putem face multe nebunii cu acest hack pe care îl avem, bro. Acest telefon, da, am dat foarte mulți bani pe el. Uite, haideți să mai explodăm, de exemplu, tabloul ăsta de electricitate, ce? Pam! Nine, s-a speriat lumea. Oh my god, s-a speriat lumea, nu e bine. Bro, putem...
9. Putem stinge și lanternele din Los Santos, bro, dacă vă vine să credeți. Oh my god, haideți să plecăm numai decât. Oh my god, aici a început să ardă. Oh, avem un stinguitor, ceva, mă? Nu știu dacă avem sau... Uite că avem, avem, avem. Stinge focul, Amasica o să nu vină. Oh, oh, cred că vin pompierii, nu? Sau, nu. Da, mă, vin pompierii. Oh my god. Ok, vine salvarea, vine salvarea să o salveze pe tipa asta, mă? Uh-huh. Noi trebuie să plecăm numai decât, trebuie să plecăm numai decât, numai, nu. Nu mai are rost să stăm. Dar mai întâi o să închidem strada asta să nu mai vină nimeni pe aici. Haideți să ne luăm și sabia cu noi numai decât, bro. Avem aici o sabie, ceva de genul ăsta. Și pam, diga. Poliția, poliția pe stânga. Oh my god, sper să nu ne vadă. Aha, poliția a fost alertată că noi am fost. Trebuie să plecăm numai decât cu Lamborghini-ul ăsta. N-am făcut bine ce am făcut acolo, bro. Sper să nu ne vadă poliția. Bun, o să mergem acum la autohausul meu să vă arăt cum arată acel autohaus pe care l-am cumpărat acum ceva timp. Oh my god. Am dat $1.500.000 pe acel autohaus. Na, e scump deoarece se află în centrul orașului pe aici pe undeva. Numai că trebuie să-l căutăm puțin, bro. Poliția, poliția pe stânga. Bro, putem hackui și mașini, dacă vă vine să credeți, 2 secunde. Am o idee ce am putea să facem la polițistul ăsta. Nu știu dacă ne vede că suntem noi, acel care hackuiește tot în oraș, nu? 2 secunde. Deci, haideți să vedem ce putem face la mașina asta de poliție. Deci, putem face burnout și... Pam! Oh my god! 9! Oh my god! Bro, am făcut ca poliția să facă burnout, să o putem accelera 2 secunde. 2 secunde. Acceleration și... Oh my god! Da, și avem o stea. Avem o stea. Mm-hmm. Trebuie să plecăm numai decât. Avem o stea, dacă vă vine să credeți. Nu am făcut bine. Trebuie să scăpăm numai decât de poliție, bro. Cred că ne-a văzut, da. Mm-hmm. Ne-a detectat cineva că noi suntem. Trebuia să-mi fac geamurile în negru, bro. De ce nu le-am făcut? Trebuie să le fac numai decât, bro. Deoarece ne văd, bro. Ne văd dacă nu le facem. Oh my god, câtă poliție se află după noi. Nu e bine. Cum a blocat ăștia strada. Au început să tragă. De ce, bro? La o stea știu că poliția nu trage în tine, nu? Unde mă ascund eu acum? O să mă ascund în tunelul ăsta. Sau ce e ăsta? O parcare, mă. O parcare subterană. Oh my god. Ne dăm jos. Ne ascundem aici, nu? Aha, văd că vine o poliție din dreapta. Una din față. Stăm aici frumușel, jos, nu? Am zis că ai grijă. Ai grijă să nu te vadă poliția. Dacă te-a văzut, bro, direct la închisoare. Și... cum știți, dacă ajungem la închisoare e foarte greu să scăpăm de poliție. Na, ne-a văzut. Vrei să mergi fașă, diga? N-ai nici apcai în boc? Cum ne-a... du-te mă la o poartă. Trebuie să mergem numai decât să... să facem geamurile negru. Trebuie să le facem în negru numai decât, bro. Ca să nu ne mai vadă poliția. Ar fi bine să stingem și lumina asta de la mașină. Avem și mașina luminată, mă, și nu e bine, e mai rău. Ok, am ajuns aici la Benny, numai că trebuie să mă ascund numai decât. Am scăpat de poliție, asta e bine, bro. Oh my god. Bun, am ajuns aici puțin la Benny. Haideți puțin să facem geamurile negru dacă putem. Bun, haideți să o reparăm, ne costă 1000 și ceva de dolari, o reparăm numai decât. Și haideți să mergem la, unde-i? La fence, uite aici, mă. O putem, oh my god, cât de tare e asta. Bun, le facem în negru total, nu? Dar nu putem să facem și geamul din față, mă. Ai nașpa, doar geamurile de lateral le putem face. Bun, deci ăsta e, nu? Oh, perfect! Haideți mai departe acum, bro, să mergem să vă arăt cum arată autohausul meu. Yes, o să vedeți cum arată. Ok, hai că am găsit strada. Oh my god, se află aici pe stânga, bro. Galaxy, ceva de genul se numește. Uitați-vă și voi cât de tare poate să arate acest car dealer. Oh my god, bro, ce am acolo? O bufniță sau ce se întâmplă? Ok, perfect, aveam și aici o stație de gaz. Bro, le putem exploda dacă vă vine să credeți, nu pot să cred așa ceva. Haideți să parcăm mașina, nu știu, o parcăm. Uite aici avem parking, nu știu dacă putem intra înăuntru, nu, e închis deocamdată acolo. Bun, avem și aici un mini hot dog. Bun, și haideți să intrăm înăuntru cu mașina noastră și... Bro, dar ce se află aici, discotecă? Bro, cum fac luminile de la mașini? Oh my god, ok. Bun, o să parcăm mașina noastră, uite aici frumușel, ceva de genul ăsta. Bro, este un autohaus mic, exact pentru mine, adică ce îmi trebuie mai mult de atât. Uitați-vă și voi, avem aici toate piesele pentru mașini și așa mai departe. Aici am o mașină, asta e o Toyota, bro, trebuie să o tunez numai decât. A venit un client și mi-a spus că vrea să-și o tuneze și într-un fel să-i pun altă culoare și așa mai departe. Plus, aici avem mașinile noastre, yes, pe care vreau să le vând.
M-am gândit să vând și mașina lui Sonic. Voi ce spuneți, scrieți în comentarii dacă vreți să vând mașina lui Sonic sau să o păstrez, bro, nu știu, oricum o să o vând cu 2-3 milioane poate. În rest mai avem aici un Porsche de genul. Uitați-vă și voi ce spoiler are mașina asta, bro. Adică zici că scări. Prea n-am văzut în viața mea un asemenea spoiler, cum arată. Ok, avem aici o poliția după noi sau ce se întâmplă, what? Na, tipul ăla din dreapta a sunat la poliție că noi suntem hacker? Nu cred așa ceva. Trebuie să-l omorăm numai decât. Uite, tipul ăla a sunat la poliție. Bro, tipul ăsta a sunat la poliție că noi suntem un hacker. Oh my god, sper să nu ne vadă nimeni. Aia, că l-am omorât. Trebuie să intrăm numai decât în autohaus. Na, uite și ăsta sună. Bro, tipul ăsta sună la poliție. Nu e bine ce facem. Avem o stea. Trebuie să plecăm numai decât. Și ceva de ce nu arată autohausul meu. Ok, trebuie să plecăm numai decât. Deci, bro, trebuie să părăsim autohausul. Acolo mai avem o Tesla modificată. Acolo un Ferrari. Și mai avem aici un Husky de genul. Oh my god, trebuie să plecăm numai decât. Poliția se află după noi, bro. Și sus avem biroul, da. Uite, am pe cineva aici care lucrează, numai că s-au speriat. Nu știe ce se întâmplă pe aici. Oh my god, a venit poliția la noi acasă. Trebuie să plecăm numai decât. Ne luăm din nou Lamborghini-ul nostru și plecăm, bro. Plecăm, nu mai stăm. S-a schimbat culoarea de la mașină. Uitați-vă și voi. Bro, pot schimba culoarea? Nu pot să cred așa ceva. Bro, am făcut un galben. No way. Ok, mamă, câte poliție avem după noi, 2 stele. Bro, nu cred așa ceva, deci putem schimba culoarea de desubt acolo, dacă vă uitați atenți. Uite, în galben arată mult mai bine, îmi place cum arată. Tot trebuie să scăpăm de poliție numai decât, bro. Ok, mă aflu aici într-un depozit părăsit sau nu știu ce e asta. O să mă ascund aici frumușelul, să ne dăm jos din mașină. Bro, dar în galben parcă arată mult mai bine, nu? Mașina asta cum strălucește, nu? Scrieți în comentarii, nu știu. În galben parcă arată mult mai bine. Oh my god, sper să scăpăm de poliție. 9, poliția se află lângă noi. Oh my god. Păi bine că întoarce, bine că întoarce. Cred că nu ne-a văzut, nu? Am zis cu stai jos. Oh my god, pleacă. Oh my god, cât de tare, perfect, mă. Hai, am zis cu sus. Păi bine că am scăpat de poliție. Yo, bro, aici avem un tank din ăsta cu benzină, nu? Cu cisternă de genul, deci dacă tragem în ea, explodează. Uite, mai avem și... avem 3 aici. 9, bro, deci nu aveți idee cum explodează astea. O armă, bro, stai mă 2 secunde, o să tragem cu arma în ele și pam. Cum a explodat, bro, oh my god. Uite, mai avem una mare aici. Hai să tragem și în eu și cum, hai. Ce explozie am putut să fac aici, bro, trebuie să plecăm numai decât. Mamă, ce facem noi astăzi? Facem foarte multe ilegalități, trebuie să avem mare grijă. Dar e bine că am făcut geamurile negru, bro. Așa poliția nu ne mai vede cum trebuie. Uite, de exemplu, pot să explodez lanterna aia de acolo, bro. Lumina aia, cât de tare. Distrugem și lampa aia de sus de acolo, ia. Ce? Pam! Oh my god, cât de tare, bro, suntem un... hacker în Los Santos, dacă vă vine să credeți. Adică, uitați-vă și voi câte putem să facem. Ok, perfect. Asta nu e tot, bro. Deoarece o să vă mai arăt ce putem să facem. O să mă ascund, uite aici, frumușel în boscheții ăștia. Să nu ne vadă nimeni. E bine că suntem aici lângă autostrada asta. O să mă dau jos acum din mașină. Și ia, fiți atenți ce facem noi acum, bro. Bun, deci putem accelera toate mașinile din Los Santos să meargă cât mai repede. Le putem distruge, exploda. Le putem face ca toate mașinile să facă burnout, bro. Yes, haideți să vă arăt cum. Bun, avem aici blackout, adică să stingem toate luminile din Los Santos. Ce mai avem aici? Ok. Putem activa toate alarmele din Los Santos de la mașini, bro. Ia. Ce? Toate mașinile fac... cât de tare. Ok, trecem mai departe. Haideți să vedem ce mai putem să facem. Putem distruge toate motoarele de la mașini, bro. Haideți să vedem ce. Pam! Nu cred. Aha, au început să explodeze. Uitați-vă și voi. Au început să explodeze toate mașinile din Los Santos, mă. No way, cât de tare. Oh my god, asta a explodat, mă. Toți oamenii sunt disperați, bro, dacă vă vine să credeți. Ok, cât de tare e asta. Haideți să vedem ce mai putem să facem. La următoarea, putem ca toate mașinile să facă burnout. Ce? Pam, diga! Burnout, haide să vedem, bro, acolo avem și salvarea. Hai să-i dăm startul, hai să-i dăm startul și... pam! Am accelerat toate mașinile. Oh my god! Oh. Oh. Nu cred așa ceva. Haide să mai dăm o dată și... hai, mă, mai repede cu voi, ce stați așa. Oh my god! Oh. Mamă! Cum se
distrug mașinile, bro. Oh my god, ce am făcut eu, Santos, nu pot să cred așa ceva. Nu cred așa ceva. Și mașina mea îmi este distrusă, man, tu vorbești serios? O putem face înapoi? Cum era? What? Na, tipul ăla a sunat la poliție. Uitați-vă și voi, ne-au văzut. O, măi, trebuie să plecăm numai decât. Na, lasă. Hai, hai, mă scoși. Pam. Ok, l-am omorât. Numai că nu mai avem mașină, bro. Nu mai avem pur și simplu mașină, bro. Cum intru eu în mașina asta, a? Ok, gata, am reparat-o perfect. Haideți să mergem acum către școală numai decât. Ok, am ajuns la școală. Haideți să vedem dacă a plecat, bro, chiar sunt curios. Trebuie să dăm prioritate aici sau, a? Putem intra pe aici perfect. Oricum se află cu mașina lui. Oh, perfect. Intrăm aici. Nu. Poți să cred, uite-l, mă, e acolo, oh my god. Ok, ok, acum a început să se urce mașină. Și bine, perfect, îl așteptăm. Trebuie să, nu trebuie să ne vadă, oh my god. Oh, mergem frumos, oh my god. Trebuie să mergem să-l urmărim numai decât, bro. Oh my god, o să mergem să-l hackuim, bro. Cât de rapid merge, mai ușor, mă, ok. De învățat, am învățat să meargă puțin cu mașina. Numai că am o idee ce o să-i facem. Se duce acum către casă, dacă vă vine să credeți. Oh, cât de drăguț poate să fie tipul ăsta. Pui, putem face ceva la mașina lui sau îi pa, da, îi putem face ceva? Nu cred. Ia să vedem ce. Nu trebuie să ne vadă că îl urmărim. Școala asta mă enervează, nu mai am chef de școală, e. De-abia aștept să plec. Pa, ce, nu-i place școala sau ce a spus? Nu cred că îi place școala la tipul ăsta, sau? Ok, haideți să-i accelerăm puțin mașina, voi ce spuneți, sau? Ok, haideți să-i facem burnout la mașină, vreau ce? 2 secunde. Ei, ce se întâmplă cu mașina mea? Man, ei, iar mi s-a stricat mașina. Pșș, bro, nu știi că suntem noi, oh my god. La o poartă, mă, la o poartă să vin și eu cu mașina. Oh my god, bro, ce face tipul ăsta? Nu vă vine să cre... Da! Nu trebuie să ne vadă, a? Oh, nu mai pot să merg cu mașina asta. Ei, ce are motorul ăsta, roțile mele, ce se întâmplă? Pur și simplu nimeni merge mașina. Oh my god, cum facem acum să accelerăm din nou? Trebuie să o accelerăm numai decât. Tu, îi dăm și pam. Ok, am accelerat mașina. Au, ce m-am lovit la cap. Pu, ce am putut să-i fac? Ok, o să parcăm mașina aici frumușel, a? Sau? Cum te văzut, nu cred că ne vede. Pșș, îl dăm jos din mașina acum, numai decât. Eu nu mai pot de nerci cu mașina asta. Mi s-a stricat mașina, e. Trebuie să-l sun pe fratele meu să vină să mă ajute. Vrea să mă sune pe mine, bro, oricum noi nu o să ne ducem. Pun, ce aș putea să-i mai fac, a? 2 secunde. Ok, acum e pe telefon, după cum puteți observa, încearcă să mă sune, dar noi nu o să-i răspundem. Așa că putem să explodăm telefonul, dacă vă vine să credeți, nu pot să cred. Bă, ăsta nu mai răspunde, răspunde odată, că nu mai pot de nervi. Bro, nu mai poate de nervi? Și oh my god. Ok, o să explodăm acum telefonul numai decât și sunteți pregătiți? Și? Pam! Oh! Oh my god, mamă, cum face? Nu știe cine e, pur și simplu. Ok, o să-l facem acum să se urce din nou în mașină, numai decât. A plecat, bro, a plecat, a plecat, nu pot să cred. Yo, ce rapid a plecat, ușor, mă. A, cred că-l pierdem, nu mai... O, ce mă enervează mașinile din Los Santos, diga, așa, ca în Bocmatica. O, unde a plecat, bro, nu știu unde... A, uite-l, mă, uite-l, uite-l, perfect. Chiar îți curios să vedem acum unde se duce. A, mașina, văd că îi mai merge. Ei, ăla din spate, tu n-ai loc? Oh my god, bro, trebuie să avem mare grijă. Te-ai văzut? Nu cred că ne vede, bro, e prea mic. Zo, văd că de condus conduce bine, bro. Adică nu conduce cu viteză. L-am învățat să conducă cum trebuie. Asta e bine, bro. Uh-huh. Oh, perfect, nu știu unde pleacă acum. Pleacă acasă, mă, da. Bun, deci haide să-i accelerăm puțin mașina, bro. Ce? Pam! Oh. Ce? Oh my god, intră noi, bro, intră noi. Am accelerat mașina. Nu cred că eu mai putem face la loc, sau? Bro, Bro, a sărit de pe rapă, dacă vă vine să credeți. Unde s-a dus, bro? Uah! Nu pot să cred, unde a plecat? Au! Bro, unde e? Unde e tipul ăsta? Nu-l mai văd. What the hell? Unde a plecat? Nu, n-am făcut bine, bro. Nu trebuia să accelerez, dar nu știu cum a plecat de pe rampa aia. Adică cât noroc să ai. Uita-l, mă, uita-l, uita-l. Oh my god, bro, încă accelerează sau... Vă că acum merge normal. Perfect. O să mai mergem în spatele lui să vedem ce mai putem să-i facem. M-am gândit la o idee extrem de tare, mă. Ce-ar fi, de exemplu, dacă mă fac gen exact cum arată el, gen? Da, mă, cred că o să mă clonez exact cum arată el. Am o idee extrem de tare, bro. O să plec acum către casa mea sau dacă nu, o să plec către autohausul meu și o să-i scriu să vină puțin acolo, că am niște treabă cu el și după o să mă transform în corpul lui, gen. O să mă clonez cum arată el. Haide să vedem. Sunteți
Pregătiți în 3, 2, 1. Pop, diga! Suntem fratele meu mai mic, da, ți-a auzit bine? Haideți să ne urcăm în mașină. Oh my god! Și acum o să mergem numai decât către autohausul meu. Chiar am ajuns la autohausul meu, i-am scris să vină exact aici. Și da, noi ce facem acum? Oh my god, să stăm aici să mâncăm ceva și el când o să vină să ne vadă sau... Tram, 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 bro, când vine tip... Cred că vine, nu? Sau? Uite-l, uite-l! Bro, stai, bro, ce viteză are! Bro, ai roșu, ok, perfect, care roșu. Oh, oh my god. Trebuie să ne schimbăm vocea, nu? Cum vorbim? Hello, hello, hello. Tu cine ești, mă? Dă-te la o parte! De ce arăți la fel ca mine? What's happened? Bro, mă, claxonează, dacă mă veniți să credeți. Tu cine ești, mă, de arăți la fel exact ca mine? What? Tu ești cumva fratele meu, Geamăn? Bro, trebuie să ne facem vocea mai diferită, numai decât să nu ne cunoască că suntem noi. Nu suntem gemeni. Păi și cum arăți exact ca mine? Pleacă de aici, te rog. Păi de ce să plec, mă? Nu-ți place cum arăt? Arăt exact cum arăți și tu, uite. Putem merge amândoi la fel. Nu, nu-mi place, lasă că sune pe fratele meu, acum vezi ce pățești tu. Ok, n-am problem. Bro, vrea să mă sune pe mine dacă vă vine să credeți și nu știi că noi suntem. Oh my god. Ok, a început să mă sune din nou. Oh my god. Nu te speram pe cine suni? Îl sun pe fratele meu, mă, îl sun pe fratele meu acum. Nu mă mai nervea, pleacă de aici. Ok, n-am problem. O să-i dăm burnout acum la telefon, bro, o să-i distrugem telefonul. Pș, trebuie să plecăm puțin mai în dreapta, o să-i furăm mașina, cred, nu? Da, o să ne urcăm în mașină și... Tu dă-te jos din mașină, mă, momentul de față, că mă și enervezi, ei... Oh my god, mamă, ce putem să-i facem, aha? Aleargă după noi dacă vă vine să crezi. O să-i dăm mașina din nou sau? Da, bro, o să-i dăm mașina din nou, crezi? Și după, haideți, mă, să blocăm strada asta, să nu mai vină absolut nimeni și... Bam! Ha-ha! Nu mai vine absolut nimeni pe aici. O să închidem toată strada, uite, o să o închidem și de aici. Pac, sper să nu ne vadă că suntem noi, bro. Ceea ce facem, uite, mai punem în partea asta. Săc, acum chiar că nu mai vine absolut nimeni, bro. Pam! Uite, mă, și el încă aleargă după mine. Bro, cât de tare. O să-i punem mașina asta, cred că la vânzare, 100%. Oh, hai să vedem ce mai faci tu, mă. De ce îmi fură mașina, mă? Nu-ți e rușine? Nu mi-e rușine. Ai spus că îl sun pe fratele tău. Hai, sună-l, sună-l, să te văd, sună-l, hai. Nu vreau, lasă-mă în pace, pa. Oh my god, vrea să plece din nou, bro. Oh my god, numai că noi am închis strada, bro. Hai să vedem dacă mai iese de acolo. Nu cred că mai iese nimeni, bro. Adică uitați-vă și voi cum am închis strada. Să mergem din nou în spatele lui. Ok, acum văd că pleacă pe autostradă. Ok, se duce frumușel. O să-i distrugem mașina 100%, bro. Acum o să-i distrugem mașina. Nu mai stăm noi pe vorbe sau ce facem noi pe aici. Ia să vedem unde pleacă el așa. Nervos, mă, ha-ha. Sunteți pregătiți, dacă o să-i distruge mașina, bro, nu o să mai meargă. Uită-te și tu unde intră tipul ăsta. Poliție în spatele nostru. Ok, deci mai putem să facem ceva remote control. Deci putem lua controlul, bro, asupra mașinii, dacă vă vine să credeți. Haideți să vedem. Și sunteți pregătiți, da? Ce? Pam, i-am luat controlul. Deci, acum, stai, what? Ce fac acum? What the hell? Cred că ne-a văzut. Ne-a văzut ceea ce avem în plan sau? Ei, poți să pleci, te rog, să nu mă mai urmărești? Că mi-ajunge, pleacă, te rog. Nu mai vrea să conduc acea mașină, uitați-vă și voi. Tu cine ești de fapt, mă? Nu ești cumva fratele meu? A? Sau cine ești? Bro, cred că ne-a recunoscut, a? A? Să ne facem cum eram, să-i spunem cine a fost sau? Ce? Ce faci, mă? Nu știi să conduci pe stradă? A, deci tu ești frate? Ce? Tu ești fratele? Da, mă, eu sunt fratele tău, de ce? Păi și cum te-ai făcut exact cum sunt eu? Ce ai făcut cu mine? Da, mă, te-am hackuit 24 de ore, nu te speria, ușor, te-am hackuit 24 de ore, ți-a plăcut? Mie mi-a plăcut. Oh my god, ce prank am putut să-ți fac. S-o crezi tu, m-am supărat pe tine, lasă-mă. Mașina mea, ei! Mi-a furat mașina tipul ăsta. Bro, s-a supărat tipul ăsta, nu pot să cred așa ceva. Mi-a luat mașina și dați-vă și voi cu ce am rămas. Mi-a luat Lamborghini-ul, dacă vă vine să credeți. Oh my god, ce am putut să fac cu fratele meu un GTA 5. Sper că v-a plăcut, mie mi-a plăcut la maxim. Așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi aici pe acest canal, bro. Scrieți în comentarii ce aș mai putea să-i fac lui fratele meu, chiar e curios.
dar trebuie să avem mare grijă, deoarece el, dacă se va răzbuna pe noi, o să ne facă ceva mult mai rău, gen s-ar putea să ne vândă casa sau nu știu ce are în plan. Ară că trebuie să avem mare grijă și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal, nu? Ciao!